Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Emisiunii de astăzi de Agenda Zilei, ne aflăm în Comuna Drăguțești și realizăm un interviu cu primarul Comunei Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu. Bună ziua, bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că, după cum spuneam, întotdeauna sunteți doamna care ne-a promovat cel mai mult comuna. Și nu de acum, nu de anul acesta. De când sunt primar în această comună, vreau să spun că doamna Daniela Gapșa a venit din prima zi și a văzut toate schimbările care s-au petrecut în comuna noastră. Chiar vă mulțumesc pe această cale și mulțumesc și televiziunii care promovează localitățile și să nu ne supărăm niciodată dacă câteodată ziariștii mai vin și mai spun și de greșelile pe care le facem, dar întotdeauna este bine să promovăm comunele, comunitățile, să promovăm oamenii, să promovăm gospodarii comunelor. Numai așa putem să încurajăm pe oameni să ajungem la acel vârf și standard, cum spunea unii, că vrem să fie la noi ca în Germania. De fapt, peste tot poate să fie ca în Germania, ca frumusețe, dar noi totuși suntem români și trebuie să ne păstrăm tradițiile. Tradițiile trebuie păstrate în primul rând. Curățenia în comună, care este pe primul loc, curățenia înseamnă sănătate. S-au supărat câteva persoane pe primarul Popescu Dumitru Ion, care a trimis hârtie acasă să-și facă curățenie la poartă. Să sperăm că nu o să rămână supărați. Vreau ca virgulă comuna noastră să fie curată și nimic mai mult. Vreau să vă spun că am avut un control de la Garda de Mediu. Ne-am felicitat. Am dat dumneavoastră selectiv. Suntem în parametri. Cred că o să ne atingem ținta aceea de 50%. Sperăm să ne atingem ținta de cedere asta unui selectiv, dar în primul rând vreau să le mulțumesc cetățenilor din Comuna Drăguțești care au înțeles în final că trebuie să dăm unui selectiv, că trebuie să avem grijă de viitorul copiilor noștri. Până la urmă, pământul este al copiilor noștri și nu al nostru. Copiii noștri trebuie să crească sănătoși, copiii noștri trebuie să crească într-un mediu curat. Dacă nu o să avem o comună curată și încercăm să ascundem gunoi, să punem prin păduri, o să avem un mediu mizerabil, un mediu bolnav. Și de aceasta trebuie să ne luptăm cu acele personaje care încă mai încearcă să vină din anumite localități să răstoarne mașina de gunoi sau reziduri din acelea menajere pe marginea apelor, pe lângă păduri. E păcat să vezi un animal, și chiar am văzut o căprioară tăiată la picior, într-un tub din ăla de televizor. Am găsit și televizoarele care au fost aruncate. Rușine să le fie acelor oameni. În locul animalului putea să fie un copil, putea să fie un vârstnic. Trebuie să ne gândim la acest lucru. Așa cum spuneați dumneavoastră, acolo unde se muncește, se și greșește. Se întâmplă astfel de probleme. Însă este foarte important să păstrăm localitatea curată. A fost și o acțiune la nivel național, Let's Do It România. S-au implicat foarte multe autoritățile locale. Dumneavoastră spuneați că oricum ați făcut... Vreau să spun că noi, din două săptămâni, cu ajutorul angajaților primăriei și cu ajutorul cetățenilor, avem câte o campanie de curățenie în comună. Chiar plecăm cu saci și ne întâlnim sâmbătă sau duminică, în funcție de cum suntem și noi liberi, și mergem în comună să avem o comună curată. Nu vreau să mai existe mizerie și este cel mai urât lucru. Când treci printr-o comună să o vezi mizerabilă. De ce să ne dorim, adică mergem în afară și spunem întotdeauna că, dom'le, nu se aruncă hârtia pe jos. Este legea mult mai aspră. Întotdeauna, toți care trec prin comuna Drăguțești și deschid geamul și aruncă acel pet de plastic, a băut apa sau sucul, dă cu pe fereastră. Da, este o problemă. Dar nu se gândește că nu este cineva în spatele lui care să-l ia. Comuna Drăguțești deja a pierdut 3 muncitori. Unul care nu s-a mai prezentat la serviciu din motivele lui personale și 2 oameni foarte buni care
s-au îmbolnăvit pe și v-a făcut atac cerebral. Nu avem muncitori cu care să venim să facem față. De asta am și mobilizat angajații primăriei și nu s-a supărat nimeni. Chiar am înțeles acest lucru, că trebuie să ne ajute și să știți că funcționarii publici au plecat pe teren, chiar muncim. De foarte multe ori lumea nu ne vede. Suntem în zona Jiului, acolo este cea mai rea zonă, unde oamenii chiar nu-și dau seama cât de mult ne otrăvim. Acel gunoi aruncat pe marginea apei, să știți că nu face altceva decât să otrăvească apa. Nu poluare, nu o travă direct. Astăzi, despre asta trebuie să vorbim. Și încă nu apreciem apa dulce. Ar trebui să îi mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem o țară bogată, avem apă dulce. Alte țări muncesc să scoată sarea din apă ca să poată să le dea populației apă. Noi ne batem joc de ea. Și e un mare păcat să-ți bagi joc de acest dar de la Dumnezeu, apa dulce. Și cred că pe viitor o să și vedem că, după cum anunță și de specialitate, au spus că o să fie o secetă foarte mare în următorii ani. O să ne izbim de criza apei. Comuna Drăguțești beneficiază de un proiect de la Ministerul Dezvoltării, care a fost făcut acum 3 ani de zile, cu foraje în fiecare sat. Acum se conectează toate aceste foraje la sistemul de alimentare cu apă. Să știți că anul acesta noi nu am avut criza apei. Oamenii au avut apă din belșug. Chiar dacă era un domn prefect care spunea nu mai consumați apă, eu i-am încurajat pe oameni să o consume. Chiar aveam apă din belșug. Să sperăm că pe viitor nu ne vom izbi de acea criză a apei și să sperăm că din cauza apei vom avea de suferit toți. Nu o apreciem acum, nu deschidem ochii la timp, peste ceva ani de zile apa va fi, cred că, cea mai scumpă, va fi moneda de schimb. Dar încă mai avem apă. Încă nu, eu zic că nu apreciem atât de mult pe cât ar trebui apreciată apa. Și nu apreciem nici mediul înconjurător. Le mulțumesc copiilor de la școală și profesorilor care au mobilizat copiii. Vreau să spun că copiii sunt foarte conștiincioși. Și mă bucur că sunt conștiincioși și au dat seama că nu trebuie să mai arunce hârtiuța pe jos, că nu trebuie să mai arunce plasticele pe jos. Nu vreau să vorbim toată emisiunea. Da, copiii sunt foarte atenți la asta. Dar vreau să vă spun o mică întâmplare, că un prieten ne-a zis că din greșeală i-a scăpat o hârtiuță pe jos, iar copilul lui l-a făcut atent și i-a spus: tati, te rog cum o să iei hârtia de jos, că domn primar ne-a luat prin comună și ne-a pus să strângem hârtiile și eu nu vreau să mai strâng hârtie după tine. Da, copiii sunt pe primul loc în comunitatea noastră și chiar le mulțumesc profesorilor că îi încurajează și îi învață ceea ce trebuie. Ați investit foarte mult în unitățile de învățământ, domnule primar, în activitatea culturală de pe raza comunei, tocmai pentru a-i face pe copii să iubească școala, să iubească activitățile culturale. Ați avut luna trecută o acțiune tot pentru copii, primar pentru o zi. Cum a fost? Deci a fost ușa deschisă pentru toți copiii din Comuna Drăguțești. Vreau să vă spun, chiar dacă vorbim de activitățile culturale, avem un contract cu Școala Populară de Artă. Și să știți că în decursul anilor chiar am descoperit și au descoperit cei de la Școala Populară de Artă copii foarte talentați în comuna noastră. Avem copii foarte, foarte talentați și vreau să vă spun că în momentul de față avem copii care cântă la vioară, cu o voce extraordinar de bună. Și să sperăm că viitorul țării noastre depinde doar de acești ambasadori ai culturii. Ei sunt ambasadorii și ei sunt copiii care merg și prezintă tradițiile noastre. Un popor fără tradiție este un popor dispărut, este un popor mort. Dar acești copii și prin intermediul Școlii Populare de Artă și avem acolo profesori extraordinar de buni, sperăm că vom ține în viață aceste tradiții românești. Este foarte important să păstrăm obiceiurile, tradițiile și, slavă Domnului, avem foarte multe în zona Olteniei. Zi-mă, vârstnicilor, ce le-ați pregătit vârstnicilor din Comuna Drăguțești? Ce-i așteaptă? Este un proiect al primarului, Ziua Vârstnicilor, pe data de 3.
orele 18, îi așteptăm pe toți vârstnici, că după lege se spune că un vârstnic este de la 65 de ani bărbatul și 63 doamnele, îi așteptăm la orele 18, un număr foarte mare care au confirmat peste 1000 de oameni care au spus că să fie prezenți în sala de sport. O să-i așteptăm cu muzică, cu voie bună, vom servi masa, dar să știți că întotdeauna oamenii în vârstă spuneau că noi nu venim pentru mâncare și chiar au demonstrat acest lucru. Vin să se întâlnească. Că era un domn consilier care n-a făcut niciodată ziua vârstnicilor, că a fost și primar. Dar el spunea, haideți să le dăm vouchere. Noi nu ne batem joc de oameni. Trebuie să sărbătorim. Trebuie să facem în așa fel încât să-i aducem pe cei vârstnici, unul lângă altul, să-și mai depene amintirile. Ce e mai frumos ca să te întâlnești cu un prieten după câțiva ani de zile, să mai vorbești cu el, să mai socializezi? Pentru asta se sărbătoresc vârstnicii, nu pentru altceva. Cine a înțeles că îl aduci pe om să-i dai de mâncare, a greșit. Omul nu vine pentru mâncare. Omul vine să danseze, să se distreze, să socializeze. Asta am văzut eu la aceste mari evenimente. Vreau să vă spun că tot în luna octombrie o să avem festivalul toamnei și chiar vă invit. Este un proiect pornit, este a patra ediție, un proiect la care m-am gândit foarte mult, cu ajutorul școlii Drăguțești și cu ajutorul oamenilor din primărie vom avea acest festival al toamnei. Deci, după cum spuneam, a patra ediție, copiii vor veni și o să-și prezinte, avem standuri cu legume, cu fructe și nu este niciun secret. După această sărbătoare, toate produsele care se strâng pe masă vor fi donate familiilor nevoiașe. Prin asta învățăm copiii să fie mai darnici și mai buni. Îi vom premia pe copiii cu cel mai frumos stand și să sperăm că toată lumea va fi mulțumită. Când se va organiza ediția a patra a festivalului toamnei? Încă nu s-a stabilit ziua, dar să sperăm că pe la jumătatea lunii octombrie. Am înțeles. Ați fost aproape, domnule primar, în acești ani de mici producători. Și slavă Domnului, aveți foarte mulți Mulți, să știți că erau dezamăgiți. De primăvară m-am întâlnit cu dânsii și erau puțin supărați pe prețul de la motorină, pe prețul de la îngrășământ. Și chiar îi rugam să nu abandoneze niciodată pământul. Chiar vreau să vă spun că suntem căutați de diverse persoane și vreau să le spun cetățenilor din Comuna Drăguță să fie foarte atenți când fac contracte de arendă cu diferite persoane. Vin să arendeze pământul oamenilor pe 10 ani, pe 20 de ani. Să aibă foarte mare grijă să gândească înainte de a arenda un teren că într-o perioadă de 10-20 de ani pământul nu va mai fi al lor. Să se gândească că poate pe viitor copiii sau nepoții noștri vin să investească în pământ și nu o să mai aibă pământ. Sunt primii care ar putea să ne cumpere pământul. Nu spun că nu încurajez dezvoltatorii, îi încurajez. Dar să ne uităm și să fim foarte atenți la acele contracte, să nu cumva să rămâne fără pământ. Să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă cu aceste închirieri de terenuri, să vedem ce fac de fapt cu terenurile respective. Le exploatează cum ar trebui să le exploateze sau după cum spunea un inginer care venise de la Cluj și spunea să fim foarte atenți cu terenurile, că sunt diversi sau diverse persoane care în primii ani de zile otrăvesc pământul să scoată recoltul. Și după câțiva ani de zile o să te trezești cu un pământ sărac, cu un pământ care nu mai face față și nu o să-ți mai dai niciodată recoltă. Eu nu știu dacă acest lucru este adevărat, dar trebuie ca cetățenii din Comuna Drăguțești să fie foarte atenți, foarte atenți când arendează un teren. Să fie foarte atenți cu cine intră în contact. În momentul de față, eu zic că sunt oferte foarte frumoase. Grâne, bani, tichete, dar omul trebuie să aibă grijă de pământ. Acei bătrâni cred că nu pot să-și mai muncească terenul și zic că îl dau pe celălalt, dar numai să mă scap de el. Nu e așa. Trebuie să fii atenți. Știu că au venit investitori în Comuna Bărești, au venit investitori în Comuna Tălești, nimic de spus. Dar am văzut prea multe persoane care au venit la primăria Drăguțești. Sunt interesați de pământul oamenilor.
pe aceasta care vreau să-i anunț, pe oameni să fie foarte atenți cu arendările. Sau măcar să consulte un jurist. Înainte de a face un contract de arendare, să vorbească cu un jurist, cu un avocat. Sau să fie prezent la primărie, să putem să-i ajutăm. E riscant și e foarte greu să dai pământul cuiva, să spună, dom'le, ți-l curăț, ți-l aduc la starea fizică, să vedem agriculturii, dar 20 de ani pământul respectiv va fi al meu, anul acesta o să-ți dea un sac de boabe pentru nu știu cât, dar peste câțiva ani înțelegerea nu știu dacă va mai fi aceeași. Și am înțeles că primii ani nu se dă nimic pentru terenurile respective. Am înțeles. Aș vrea să ne spuneți, domnule primar, în ceea ce privește programul de investiții în Via Salinii. Ce proiecte, care este stadiul în momentul acesta, dacă în combinație ceva... Nu întâmpinăm nimic, doar ne grăbim. Trebuie să ridicăm neapărat în platformă toată documentația care ne-au cerut-o, noi muncim, zi de zi alergăm. După, de exemplu, acum facem SF-ul, după reactualizarea acelor sume care le făcuse, că am avut un SF-ul din trecut și trebuie să le actualizăm acum, se muncește. Eu cred în Anghel Salinii și să sperăm că la anul care vine vom avea asfalt și canalizare, după cum mi s-a promis, și gazele. La gaze deja le-am dat hârtia și trebuia să înceapă lucrările. Așteptăm acum, este o firmă de la București care trebuie să înceapă lucrările, să vedem când o să înceapă aceste lucrări. Da, gazele sunt foarte așteptate de... Sunt așteptate oamenii să speriaseră în prima fază, dar cred că nu prea e de speriat. Mai mult ne sperie televizorul decât ar trebui să fim conștienți. În România încă mai există rezerve de gaz. Încă mai producem curent. Nu trebuie să disperăm ca alte țări care nu produc nimic. Nu trebuie să ne aliniem țărilor respective. Sunt foarte mulți care spun, domnule, ce facem? Ne stingem becurile. Încă avem termocentrale acestea care produc curent. Nu suntem noi în stare de război. Că mulți s-au panicat de parcă noi am fi prinși în războiul Rusia și nu mai știu cine. Nu trebuie să ajungem acolo. Trebuie să fim conștienți că trebuie să fim echilibrați, să mai fie atâta risipă, dar în niciun caz să ajungem să ne speriem, domnule, ce facem la iarnă. Să știți că în Comuna Drăguțești oamenii și-au cumpărat lemne, chiar dacă au avut și gaze, au centrale și pe gaz și pe lemn, și nu cred că vom avea probleme. Deci sunt pregătiți. Suntem pregătiți, da. Pentru unitățile de învățământ, nu se pune... La noi, unitatea de învățământ are gaze, pentru Urechești, cei de la școală deja au făcut achizițiile pentru lemn. Ce vreau să vă spun, utilajele care avem pregătite pentru iarnă, așteptăm să vină o iarnă, am înțeles că este o iarnă mai blândă, nu o să fie o iarnă foarte grea, dar să vedem ce ne dă bunul Dumnezeu. Mi se vine că sunteți pregătiți. Asta contează. Mulțumim mult de tot pentru toate acestea momente. Doamne, ajută să terminați ceea ce v-ați propus anul acesta. Vedem ce se apuntă de ziua vârstnicilor pe 3 octombrie. Va fi o mare sărbătoare și aștept cu drag. Oamenii din Comuna Drăguțești știu că țin foarte mult la dânsii și îi aștept cu brațele deschise să fie prezenți la sala de sport, să dansăm, să jucăm, să uităm de necazuri. Am trecut 2 ani de zile, au fost cu necazuri peste toată țara și să sperăm că vom avea ani mai frumoși decât acei ani care ne-au ținut blocați în case, decât acei ani care ne-au speriat, pur și simplu, ne-au traumatizat. Așa este, la mulți ani tuturor vârstnicilor, așadar pe 3 octombrie în Comuna Drăguțești, vârstnicii sunt sărbătoriți, urmează apoi undeva la jumătatea lunii octombrie și Festivalul Toamnei, ne spunea domnul primar, este vorba de ediția 4-a, va fi realizată cu ajutorul copiilor de la școala din Drăguțești. Mulțumim mult încă o dată pentru noi acest amănunte. Punem punct aici ediție de astăzi de emisiunea Agenda Zilei. Ați urmărit așadar, doamnelor și domnilor, un interviu cu primarul Comunei Drăguțești, domnul Dumitru Ion Popescu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Capșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.